Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte ale ediției. Doi cetățeni ai Republicii Moldova se află pe nava de croazieră japoneză, unde au fost depistate 10 cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Din fericire, cei doi sunt sănătoși. În China însă, numărul deceselor cauzate de această boală a ajuns la 563. În această dimineață, salvatorii au scos din zăpadă un microbuz care transporta 15 pasageri și alte 7 autoturisme, în care se aflau circa 13 persoane. Nimeni nu a avut de suferit. Legea bugetului de stat prevede majorarea salariilor întregului personal al Parlamentului, inclusiv ale deputaților. Imediat ce subiectul a apărut în presă, socialiștii au venit cu inițiativa de a reduce lefurile aleșilor. Partidele politice din România au mers astăzi la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Klaus Iohannis în vederea formării unui nou guvern. Doamnelor, domnilor, merge acum la Palatul Cotroceni pentru a urmări în direct declarațiile președintelui României, Klaus Iohannis. O agendă reformatoare a dorit să reformeze multe programe, să vină cu îmbunătățiri pe legislația electorală, pe măsuri economice, pe măsuri sociale, toate în interesul României și a românilor. De asemenea, a dorit să repare greșelile care, evident, au fost făcute de guvernele PSD-iste din cei 3 ani dinainte. Pe de altă parte, avem un PSD care are încă foarte mulți parlamentari și care se opune acestor schimbări. Deci, pe de o parte, un guvern care vrea să miște lucrurile, pe de cealaltă parte, un PSD care dorește să oprească lucrurile. Doar ultimul exemplu, cred că este elocvent. Partidul Național Liberal, prin guvernul Ludovic Orban, a dorit să aducă îmbunătățiri legislației electorale cu privire la alegerile locale. În speță, a vrut să reintroducă, așa cum ar fi fost normal, alegerea primarului în două tururi. PSD nu a dorit, a depus moțiune, moțiunea a trecut ieri. Astăzi avem consultări. După părerea mea, asta am spus și aseară, repet astăzi, soluția corectă în această situație în care avem un guvern care dorește să miște lucrurile, opțiune confirmată de români la alegerile din anul trecut și românii doresc să se miște lucrurile, pe de cealaltă parte avem un PSD care încă este foarte prezent în Parlament. Întoarcerea la electorat este soluția corectă, este soluția care satisface nevoia de democrație în România. Mai simplu spus, întoarcerea la electorat înseamnă alegeri anticipate. Alegerile anticipate sunt prima mea opțiune. Am prezentat partidelor această opțiune. Unii au fost de părere că e bine, alții au fost de părere că trebuie să se mai consulte în partid. Este normal și pot să înțeleg că majoritatea partidelor au nevoie de discuții interne în forurile lor pentru a lua o decizie în acest sens. Acest lucru sper să se întâmple foarte repede. Dar, până atunci, cred că putem să facem următorul pas. Următorul pas foarte concret este desemnarea din partea mea unei persoane însărcinată cu formarea unui nou guvern. Așadar, după ce m-am consultat cu toate partidele și formațiunile parlamentare, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban să formeze un nou guvern și să se prezinte în Parlament. Vă mulțumesc!
Continuăm jurnalul. Doi cetățeni ai Republicii Moldova se află pe nava de croazieră japoneză, unde au fost depistate 10 cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la Chișinău. Basarabenii sunt membri ai echipajului navei și, din fericire, nu au luat temutul virus. Unul din dânșii are și cetățenia României, respectiv fiind angajați ai companiei prestatoare de servicii în sensul navei de croazieră, au contractul corespunzător de muncă și respectiv nu pot părăsi bordul navei decât doar cu permisiunea capitanului. Din câte cunoaștem, nu sunt infectați, sper să nu ajungă să fie infectați. Ministrul de Externe a făcut și precizări referitoare la cei doi cetățeni ai Republicii Moldova cărora li s-a interzis îmbarcarea într-o aeronavă operată de o companie rusească. Ei au primit înapoi banii pe bilet. Ambii au fost nevoiți să-și găsească singuri alte rute aeriene pentru a părăsi Republica Chineză. Unul din ei știu că a procurat un bilet avea prin via Seul, Coreea de Sud, ca să ajungă finalmente la destinația dânsului Vladivostok, dacă nu mă înșel. Celălalt cetățean al Republicii Moldova, iarăși, din câte cunoaștem, și-a rezolvat problema deplasării, dar nu pot să vă spun în ce mod anume, dar cu siguranță ambii sunt ok în acest sens. Celor doi basarabeni nu li s-a permis accesul la bordul avionului de pe ruta Șian-Ecaterinburg după ce compania aeriană a primit instrucțiuni clare să îmbarce exclusiv cetățenii Federației Ruse. Între timp, un alt cetățean al Republicii Moldova care s-a aflat în China și apoi a mers în Franța se află în carantină pentru 14 zile. El nu este infectat și e sub supravegherea strictă a medicilor. Epidemia de coronavirus continuă să se extindă. Numărul deceselor în China a ajuns la 563, al celor infectați la peste 28.000, iar 1.153 de pacienți au fost externați. Pentru prima oară a fost confirmat și un caz de transmitere de la mamă la nou născut. În nordul țării s-a ridicat încă un spital în doar 8 zile. Unitatea are 55 de camere pentru carantină. La Wuhan, unde a izbucnit epidemia, tot mai multe clădiri sunt transformate în spitale. S-a înregistrat și un al doilea deces în afara Chinei, în orașul autonom Hong Kong. Tot acolo 1.800 de pasageri ai unui vas de croazieră sunt testați. Și în Japonia, vacanța pe mare a aproape 4.000 de oameni a fost dată peste cap după ce 10 persoane au fost infectate cu noul tip de coronavirus. Prim-ministrul nipun a ordonat ca toți pasagerii vasului de croazieră să rămână la bord în carantină timp de 2 săptămâni. Serviciul de informații și securitate, alături de Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice, au descoperit un lot de surse radioactive și cantități mari de deșeuri chimice toxice. Unde se aflau toate aceste substanțe periculoase, vedeți în telejurnal. Salarii mai mari pentru aleșii poporului din Republica Moldova. Potrivit legii bugetului de stat aprobat de Parlament la finalul sesiunii trecute, demajorarea lefurilor vor beneficia toți angajații legislativului, inclusiv deputații. Aceștia vor lua peste 4.000 de lei mai mult față de anul trecut. Imediat după ce subiectul a apărut în presă, socialiștii au venit cu inițiativa de a reduce salariile parlamentarilor. Amendamentul la legea bugetului de stat ce prevede majorări de salarii pentru angajații Parlamentului a fost votat la finalul sesiunii trecute. Printr-un amendament a deputatului Vlad Cebotari la proiectul legii bugetului s-a majorat coeficientul de la 1.000 de lei la 1.300 de lei și prin urmare salariul de funcție a deputatului a crescut de la 13.000 și ceva până la 18.000 și ceva, adică o majorare de 4.100 și ceva de lei. Astfel, de la 1 ianuarie 2020 s-au majorat salariile mai multor bugetari, inclusiv ale deputaților, deși aleșii spun că nici măcar n-au observat acest lucru. Chiar din ceea ce am observat, am primit mai puțin, probabil că de aceea că în ianuarie Parlamentul nu se convoca în ședință, am primit ceva mai puțin decât de obicei. Chiar mai mic. Pot să vă arăt și confirmarea. Undeva.
Nu, ieri am ridicat-o 8600 la card, luna ianuarie 2020. Sincer să recunosc, chiar nu știu dacă e majorat sau nu, pentru că noi am primit salariul doar pentru 15 zile, pare mi se, și deloc nu pare majorat. Alții spun că nu trăiesc din salariul de deputat și nu sesizează majorările. Noi de mai multe ori deja am spus despre acest lucru, că salariul deputaților fracțiunii noastre este direcționat spre scopuri caritabile. De ce m-ați zis? Eu am fost și sunt implicată în unele proiecte. Democratul Vlad Cebotar recunoaște că amendamentul îi aparține și că toți deputații l-au susținut. Amendamentul a fost pregătit de către mine doar după ce discuțiile au avut loc în comisie și atunci când toți, absolut, au ridicat această întrebare. Doi la mână, acest amendament a fost susținut de toate comisiile și a fost votat de toate fracțiunile parlamentare. Imediat după ce subiectul a intrat în atenția presei, socialiștii au anunțat înregistrarea unui proiect de modificare a legii inițiale, astfel încât deputații să nu mai beneficieze de aceste majorări. Atenție, nu Parlamentul Republicii Moldova, doar deputații, de aceea că Parlamentul Republicii Moldova, pe lângă la acei 101 deputați, este și secretarul Parlamentului, sunt profesioniștii care muncesc în comisii permanente, este personalul tehnic, aceștia vor rămâne. Modificările cu care vom veni către Guvernul Republicii Moldova vor viza doar deputații în Parlament. În 2019, salariul unui deputat era de aproape 14.000 de lei, fără banii alocați pentru deplasări, indemnizații sau bonusuri. Zăpada s-a lăsat așteptată în acest an, dar odată venit a dat mari bătăi de cap șoferilor și autorităților. Mai multe autovehicule au rămas blocate în zăpadă sub un pod din raionul Cahul. Salvatorii au fost chemați în ajutor dis de dimineață. A fost vorba de un microbuz care transporta 15 pasageri, dar și alte 7 autoturisme în care se aflau 13 persoane. Salvatorii au reușit să le scoată din nămeți și nimeni nu a avut de suferit. Conducătorii auto sunt atenționați să-și echipeze mijloacele de transport potrivit sezonului rece, iar în port bagajul mașinii să aibă o lopată, nisip și lanțuri antiderapante. Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova consideră că țara merge într-o direcție greșită. Cel puțin asta arată cel mai recent sondaj de opinie publicat de compania sociologică Date Inteligente. Potrivit acestor informații, doar un sfert din locuitorii țării cred că Republica Moldova merge pe calea corectă. La polul opus sunt 65% din respondenți nemulțumiți de evoluția situației interne. La fel de pesimist privesc oamenii și nivelul de trai. Comparativ cu acum 4-5 ani, mai mulți cetățeni spun că nivelul lor de trai s-a înrăutățit, deși o bună parte din populație consideră că nivelul lor de trai chiar a devenit mai bun. Ponderea celor care au spus că situația s-a înrăutățit este un pic mai mare decât a celor optimiști. Problemele pe care le văd cetățenii și din cauza cărora nivelul lor de trai este mai prost ca în anii trecuți se referă la lipsa locurilor de muncă și corupție. Oamenii așteaptă de la guvernanți ca aceste probleme să fie rezolvate cu prioritate. Cei mai mulți spun că e vorba de crearea de locuri de muncă, deci pe lângă faptul că noi avem o imigrare mare a populației, mai avem și o lipsă acută a locurilor de muncă. Lupta cu corupția este a doua prioritate, aproape 50% din respondenți au menționat-o. Și prețurile și veniturile, care de fapt sunt două variabile foarte corelate, cei ce țin de persoanele care au venituri mai mici. În ceea ce privește preferințele politice, cercetarea sociologică arată aproximativ aceleași cifre ca cele prezentate de la începutul anului și până acum. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, numai 3 partide ar accede în Parlament. E vorba despre PSRM, PAS și PDM. Totodată, Partidul Șor și PPDA, care au acum deputați în legislativ, nu ar mai trece pragul electoral. Actualul președinte Igor Dodon ar putea câștiga încă un mandat. La viitoarele alegeri prezidențiale, pentru el ar vota 27% dintre respondenți, iar pentru Maia Sandu, care ar accede în turul 2, ar vota 15,2% din alegători. Sondajul a fost efectuat telefonic pe un eșantion de 1013 persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, din peste 200 de localități ale țării. Marja de eroare este de 2,83%.
Centrul antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, în comun cu reprezentanții Agenției Naționale de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice, au descoperit un lot de surse radioactive și cantități mari de deșeuri chimice toxice. Dintre sursele găsite, 80 erau expirate și expuneau unui mare pericol populația, unele fiind aruncate printre deșeurile din construcții. Totodată au fost identificate peste 30 de surse radioactive la deținătorii unor aparate de zbor și alte peste 250 printre articole de uz casnic sau dispozitive industriale. Într-un comunicat emis, SIS amintește că pe parcursul anului 2019 au fost identificate loturi consistente de surse radioactive, aflate inclusiv pe raza municipiului Chișinău. Ministerul Sănătății vrea să ofere servicii medicale de înaltă calitate prin tehnologii moderne de diagnostic și tratament. De aceea, pe baza asigurării de sănătate, pacienții vor avea acces la mai multe investigații și proceduri medicale de specialitate. Amănunte vă oferim imediat în telejurnal. Războiul de pe Nistru este din nou motiv de dispută în societate. La aproape 28 de ani de la izbucnirea conflictului transnistrean, oficialii de la Chișinău nu știu cu exactitate cine a început agresiunea și fac declarații controversate. De exemplu, astăzi, ministrul de externe de la Chișinău, Aureliu Ciocoi, a declarat că războiului de pe Nistru i-au pus capăt rușii care, prin intervenția lor, nu au făcut decât să oprească vărsarea de sânge. Rușii n-au venit, armata, ceea ce a rămas din fosta armata 14, dislocată în partea de est a Republicii Moldova, a intervenit pentru oprirea vărsării de sânge. Că între timp sau până la acel moment și avem semnale că separatiștii au fost probabil aprovizionate cu armament din depozitele ceea ce s-a numit anterior Armata 14 a Uniunii Sovietice în regiunea transnistreană, e un alt punct de discuție. Dar, faptologic, Armata Federației Ruse, dislocată la acel moment în estul Republicii Moldova, a intervenit în forță pentru a opri vărsările de sânge. Totuși, Aureliu Ciocoi spune că grupul operativ al trupelor ruse ce staționează peste Nistru este unul ilegal și trebuie să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Cât despre lichidarea și evacuarea munițiilor din regiunea transnistreană, lucrurile se pare că nu avansează. Potrivit ministrului de externe, în prezent, Federația Rusă realizează un studiu de fezabilitate, iar operațiunea se anunță a fi una complexă. Noi, la rândul nostru, suntem în așteptarea rezultatului unui asemenea studiu ca să vedem cât timp ar necesita exercițiul corespunzător de lichidare la fața locului a munițiilor netransportabile. Să presupunem că vom obține un coridor verde de tranzit pe teritoriul Ucrainei, riscul este prea mare pentru a transporta o parte din munițiile deja depășite. Ministrul a mai declarat că își dorește ca lichidarea munițiilor să se facă sub monitorizarea unui grup de experți cu mandat internațional. Tot astăzi s-a discutat și despre implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Planul de acțiuni din anul 2017-2019 a fost realizat doar în proporție de 71%. Noi suntem acum în situația de a activa în regim de pompieri, inclusiv în realizarea restanțelor din planul național anterior, plus acțiunile care nu au fost realizate din planul care s-a încheiat la finele anului 2019. Nu a fost suficientă voință politică. Declarații, da. Pentru că e mult mai ușor să umbli cu promisiuni în fața microfoanelor și să promiți marea acusarea, decât să pui efort și să transpiri pentru realizarea acțiunilor deloc ușoare, credeți-mă. Crizele politice, multitudinea de alegeri și schimbarea trei guverne în 2019 au frânat evoluția integrării europene. De altfel, acest lucru depinde direct de modernizarea statului, afirmă ministrul de externe. În situația în care noi vom ajunge la același nivel de trai, cum este la ora actuală în Germania, Austria, Franța, Spania, Portugalia, atunci putem să discutăm de la egal la egal și eventualitatea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și abia după aia să discutăm la modul serios, nu populist și nu declarativ, de genul că gata, mâine punem pe masa Bruxellesului cererea noastră de aderare. Și nu câștigăm nimic în afară de iritarea suplimentară a oficialilor din
Uniunii Europeană. Cu eforturi maxime putem să reușim în 10-15 ani să vedem Republica Moldova o țară prosperă. Dar dacă depunem eforturi semi-concentrate, s-ar putea ca acest spațiu temporar se întindă la 25, dacă vreți, chiar 50 de ani. Mișcarea politică Unirea cere demisia ministrului de externe de la Chișinău, Aureliu Ciocoi, după declarația făcută în legătură cu războiul de pe Nistru. Reprezentanții mișcării condamnă cu vehemență afirmațiile lui și îl consideră pe Ciocoi incompatibil cu funcția pe care o deține. Ei au spus, cităm, Ciocoi a vorbit în calitate de vasal al Federației Ruse și un promotor al politicii imperialiste a Federației Ruse, ce constă în declanșarea conflictelor pe teritorii străine pentru apărarea păcii. Am încheiat citatul. Mișcarea Unire declară că tocmai armata Federației Ruse a fost cea care a declanșat acest război și nu a prevenit vărsările de sânge, așa cum a spus oficialul. Ministrul de Externe nu a reacționat la cererea unioniștilor. O femeie din Ialoveni a fost condamnată la 16 ani de închisoare pentru că între anii 2014-2016, sub pretextul că le oferă un loc de muncă bine plătit, a racolat 7 tinere din familii sărace, printre care și o minoră, și le-a obligat să se prostitueze în Turcia. Victimele au depus plângeri în urma cărora a demarat o cercetare penală. Femeia a fost reținută anul trecut în Grecia după ce a fost dată în urmărire internațională de autoritățile din Republica Moldova pentru trafic de persoane și copii. La solicitarea procurorilor, ea a fost extradată și trasă la răspundere penală în Republica Moldova. Femeia a fost obligată să achite cheltuieli judiciare de 33.000 de lei legate de extradarea sa din Grecia. Locuitorii Republicii Moldova vor beneficia de un număr mai mare de servicii în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. Programul unic va include investigații și tratamente noi, atât în asistența medicală primară, cât și pentru asistența medicală specializată de ambulatoriu. Noile modificări privind programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală au fost discutate și aprobate de guvern. Scopul modificărilor prevede asigurarea populației cu servicii medicale de calitate și stabilirea cu exactitate a diagnosticelor și tratamentelor. Programul unic prevede 290 de investigații, dintre care 70 sunt noi. În acest context, ca și exemplu, servesc testele Papa Nicolau, marcherii hepatitelor virale. Dacă e să vorbim de asistență medicală specializată de ambulator, deci avem 730 de poziții, dintre care 340 sunt poziții noi. De asemenea, au fost extinse și serviciile de înaltă performanță. Din cele 510 investigații oferite pe baza asigurării de sănătate, 166 sunt noi. Aici vorbim de investigații pentru determinarea genotipului virusului C, și gradului de fibroză a ficatului și care ne va permite ca să determinăm schema de tratament, deci în cazul hepatitelor virale. Vorbim de investigații citomorfologice și vreau să menționez că aici chiar este vorba despre o identificare precoce, de fapt, a stărilor precanceroase. Pentru sporirea accesului pacienților la serviciile de chimioterapie și protecție financiară a acestora vor fi acoperite cheltuielile de transport public suburban și interurban tur-retur. În același timp s-a majorat și volumul serviciilor medicale pentru vârstnici. Astfel, ei vor dispune de reabilitare și tratamente de o durată mai lungă. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că după noile modificări, 12.550 de persoane vor beneficia de servicii de rezonanță magnetică nucleară și tomografie computerizată. Circa 300 de pacienți vor putea efectua investigații PET-CT, 3600 de pacienți vor beneficia de angiografii, 6200 pacienți vor face investigații anatomopatologice și citopatologice. Proiectul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Deși mai sunt 9 luni până la alegerile prezidențiale din Statele Unite, au apărut primele informații conform cărora Rusia încearcă să se implice în acest proces electoral. Despre ce este vorba, vă spunem mai târziu în telejurnal. Viscolul de cod roșu a închis multe drumuri din România noaptea trecută. Oamenii au fost nevoiți să se întoarcă, surprinși de forța cu care s-a dezlănțuit iarna. Cei care au fost surprinși de viscol au avut mari probleme. Au rămas blocați în nămeți sau au trebuit să aștepte deblocarea șoselelor. Au fost probleme și în orașe, unde vântul puternic a smuls acoperișuri și a doborât copaci.
La ora 22, toate drumurile naționale care tranzitează județul Buzău au fost închise. Am permis totuși intrarea în municipiul Buzău a autovehiculelor, autoturismelor, pentru a nu exista oameni care să rămână blocați în câmp. La ieșirea din Buzău spre Brăila, pe drumul național 2B, două microbuze cu pasageri au fost nevoite să-și întrerupă deplasarea către Galați și Chișinău, după ce polițiștii le-au spus șoferilor că este viscol puternic și nu pot circula. Pe centura orașului, zeci de tiruri au tras pe dreapta. Decât să pățim ceva pe drum, mai bine stăm și parcați undeva. Unde trebuie să ajungeți? La Chișinău. Ce aveți? Ce transportați? Am văzut? Motorină. Nu toată lumea a fost de acord că măsura restricționării traficului este justificată. Deci circulă extrem de bine, nu pot să zic chiar ok, dar carosabil este ok. Mi se pare o prostie că au închis drumurile, sincer să fiu. După ora 23, vântul a prins și mai multă putere. Vântul suflă cu o putere incredibilă, trebuie să fac eforturi uriașe să mă mențin pe picioare. Zăpada nu se așterne încă pe carosabil, tocmai din cauza vântului, însă s-a întețit ninsoarea. Mai multe mașini au rămas toată noaptea blocate pe drumul dintre Slobozia și Brăila din cauza copacilor căzuți pe șosea. De cât timp sunteți acolo? De aseară, în jur de ora 9. Veneam dinspre București și ne îndreptam spre Brăila. Toată chestia s-a întâmplat într-un 10 minuțele. Avem motorină și am reușit să rezistăm peste noapte. Suntem 4 adulți și un copil. La o fermă din Râmnicu Sărat, acoperișul unor adăposturi de animale s-a prăbușit peste câteva sute de oi, iar operațiunea de salvare a durat mai bine de 2 ore. Sunt condiții extreme, vântul bate cu aproximativ 70-80 de kilometri la oră, viscolește și gheața pur și simplu te lovește pe față. Nu este de mirare că autoritățile au decis să închidă mai multe drumuri naționale. Spre exemplu, între Galați și Brăila nu se mai circulă și întreaga noapte polițiștii au rămas să îndrume pe șoferi să se adăpostească. Domnul conducător auto, toate drumurile naționale din județul Brăila sunt închise din cauza codului roșu. De vânt puternic și viscol. O să stăm în Galați, nu o să plecăm, vă dați seama, ținând cont de vreme. Porcul l-am tăiat. Iar nu ne-am pregătit, iar nu. Asta este. Așa e la noi, nu se pregătește, la noi se ia prin surprindere. Am închis și linia de bac spre județul Tulcea, pentru că și în județul Tulcea este cod roșu și toate drumurile sunt închise și acolo. Mii de oameni din Brăila și Galați sunt fără curent electric după ce aproximativ 40 de localități din aceste județe au rămas în beznă. Președintele american Donald Trump își păstrează funcția după ce a fost achitat de Senat în procesul de destituire inițiat de democrați. Majoritari în Senat, republicanii l-au susținut pe liderul de la Casa Albă, învinuit de presiune asupra președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky și de împiedicarea anchetei în acest caz. Dintre cei 100 de senatori, 52 au votat împotriva acuzațiilor de abuz de putere, iar 53 s-au opus învinuirilor de obstrucționare a funcționării Congresului. În cazul primului cap de acuzare, republicanul Mitt Romney s-a alăturat democraților, care la rândul lor au votat consolidat împotriva președintelui. În urma votului, liderul democraților din Senat a declarat că republicanii ar fi votat împotriva propriei lor voințe. They're always afraid of Donald Trump. He brooks no dissension, and they look back to last year when the two senators who had the courage to oppose him, Senator Flake, a conservative, and Senator Corker, a more mainstream Republican, he hounded them out of the party. And I believe the American people will realize that this was one of the largest cover-ups in the history of our nation. I believe the American people will know who stood in the way of truth. La rândul său, liderul republicanilor din Senat a salutat achitarea președintelui Trump și s-a arătat convins că după eșecul democraților, actualul lider de la Casa Albă pornește cu prima șansă la câștigarea alegerilor prezidențiale din noiembrie. I can tell you this. Right now, this is a political loser for them. They initiated it. They thought this was a great idea. And at least for the short term, it has been a colossal political mistake. Casa Albă a salutat votul din Senat, iar Donald Trump a anunțat că își va spune astăzi punctul de vedere referitor la această decizie într-o conferință de presă. Trump este al treilea președinte din istoria Statelor Unite care a fost achitat de Senat după Andrew Johnson în 1868 și Bill Clinton în 1998. Singurul președinte care urma să fie demis în Senat a fost Richard Nixon, care a demisionat înainte de vot în 1974.
Directorul Biroului Federal de Investigații a avertizat asupra unui nou război informațional al Rusiei împotriva Statelor Unite. Șeful FBI, Christopher Wray, a făcut anunțul în timpul unor audieri în Camera Reprezentanților. El a precizat că Rusia ar fi încercat să pătrundă în infrastructura electorală americană pentru a influența alegerile prezidențiale din noiembrie. Potrivit informațiilor FBI, Moscova duce o campanie ascunsă pe rețelele de socializare, urmărind divizarea și manipularea societății americane. Directorul Biroului Federal de Investigații a subliniat că instituția pe care o conduce este gata să respingă atacurile cibernetice ruse. El a amintit însă că FBI nu poate combate dezinformarea pe rețelele sociale, fiind obligată să respecte libertatea de exprimare prevăzută în Constituție. Elevii liceului Andrei Vartic din Ialoveni sunt nevoiți să se înghesuie într-o clădire mică, fără grup sanitar, după ce principala clădire a instituției de învățământ a intrat în reparație capitală. În telejurnal vă spunem cât costă lucrările și când ar trebui să fie gata. Îmbunătățirea vieții cetățenilor, revenirea în țara celor care au luat calea pribegiei și reluarea asistenței financiare pentru Republica Moldova. Sunt doar câteva dintre prioritățile deputaților de la Chișinău pentru sesiunea legislativului de primăvară-vară. De astăzi au început oficial ședințele plenare ale Parlamentului după vacanța de o lună a aleșilor poporului. Proiectele menite să ridice nivelul de trai al cetățenilor vor reprezenta prioritatea democraților în noua sesiune parlamentară. Pentru noi prioritate rămâne nivelul de trai al cetățenilor, așa că vom susține și vom iniția în această sesiune proiecte de lege care să ducă la creșterea bunăstării oamenilor, la creșterea calității vieții. Și fracțiunea Partidului Politic Șor va insista în această sesiune pe proiecte sociale, în special cele ce au menirea de a readuce acasă pe cei plecați în străinătate în căutarea unui trai mai bun. Am elaborat un proiect de lege care prevede un șir de măsuri care i-ar stimula pe concetățenii noștri să revină acasă. Printre acestea sunt scutirea de taxe vamale la importul bunurilor personale și automobilelor, scutiri la achitarea impozitului pe venit pentru cei care își vor deschide o afacere. Deblocarea asistenței financiare externe pentru Republica Moldova va reprezenta una dintre prioritățile opoziției pro-europene. Unul din angajamentele noastre este să obținem reluarea finanțării directe pentru cetățeni prin proiecte de infrastructură, proiecte care ar încuraja presa independentă, aflată la limita resurselor din cauza monopolului mediatic impus de Dodon. Fracțiunea PPD din Parlament a propus stabilirea unui moratoriu pentru punerea în aplicare a legii miliardului. Propunerea însă nu s-a bucurat de sprijinul majorității parlamentare. Am avut onoarea să mă întâlnesc cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și am înțeles foarte bine că în afară de acest moratoriu, nu există oportunitate, posibilitate de a soluționa cel puțin pe perioada 2-3 ani, măcar până când o să fie recuperați banii furați, la maximum problema legii miliardului. La finalul lunii, în plenul Parlamentului, este așteptat și prim-ministrul țării pentru a prezenta raportul după 3 luni de activitate. Noi am convenit cu domnul prim-ministru că după împlinirea 100 de zile activității guvernului Chicu, domn prim-ministru cu întreg guvern este gata să vină în ședința în plenă a Parlamentului și să raporteze absolut pe toate subiectele care sunt de interes public. Potrivit regulamentului Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie. Încă nu a fost elucidat misterul în urma căruia pe cabina de traducere din sala adunării parlamentare a Consiliului Europei scria în engleză limba moldovenească. Ministrul de Externe de la Chișinău, Aureliu Ciocoi, afirmă că nu știe nimic despre asta. Potrivit lui, organizatorii ședinții nu au întrebat pe nimeni atunci când au plasat inscripția respectivă pe cabina de traducere, nici măcar pe reprezentanții misiunii Republicii Moldova la Strasburg. Eu tot am rămas un pic mirat când am văzut pe cabină inscripția respectivă. Limba originală, limba în care vorbește invitatul pentru discursul în plenul adunării parlamentare, în mod tradițional nici nu se indică. Se indică limbele în care este tradus.
Pot să vă spun că misiunea noastră, reprezentanța noastră permanentă de la Strasburg, nu a fost contactată în acest sens? Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a mai declarat că secretariatul adunării parlamentare a Consiliului Europei răspunde de astfel de aspecte organizatorice. Reamintim că pe cabina de traducere a apărut scris limba moldovenească în timp ce președintele Igor Dodon a ținut un discurs în plenul APCE. Conform declarației de independență, limba de stat a Republicii Moldova este limba română, fapt întărit și de o decizie a Curții Constituționale. Un tânăr de 19 ani din Chișinău riscă până la 15 ani de pușcărie pentru trafic de droguri. El vindea stupefiantele prin intermediul unei rețele sociale. În urma măsurilor luate de polițiști, a fost reținut în flagrant pe strada Lecuruso din Chișinău chiar în timpul unei tranzacții. Tânărul și-a recunoscut vina și a predat cele 20 de pachetele cu droguri pe care le avea asupra sa. Dacă ar fi reușit să le vândă, ar fi obținut un profit de 6.000 de lei. Elevii liceului Andrei Vartic din Ialoveni învață în condiții dificile după ce clădirea principală a instituției de învățământ a intrat în reparații capitale. Clasele primare au fost mutate într-o altă școală, iar cei 500 de elevi rămași învață în două schimburi într-o clădire mică. Conducerea școlii spune însă că efortul va merita. Pentru reconstrucția unității de învățământ, Banca Mondială a oferit 700.000 de dolari. În liceul Andrei Vartic din orașul Ialoveni își fac studiile peste 700 de elevi. După ce școala a intrat în reparație, orele se desfășoară într-o clădire de două ori mai mică decât blocul principal al instituției de învățământ. A trebuit să ne gândim cum să ne amplasăm într-o încăpere care are doar 12 clase. Deci fiind 30 de clase de la 1 la 12, deci ne-am împărțit clasele primare. Am mers la gimnaziu din localitate, sunt 10 clase, dar 20 de clase care au rămas trebuia să încăpem în acest bloc micuț. Cam ne este greu că profesorii lucrează și în schimbul 1 și în schimbul 2 și nu poți să-i aduci pe alții ca să lucreze unii numai în schimbul 1 și alții numai în schimbul 2. Dar toți înțeleg situația. Sunt și dezavantaje, dar și avantaje. Dormim mai mult. E mult mai bine în schimbul 2, dar vrem să învățăm de dimineață, să revenim la regimul nostru. Pentru că spațiul este prea puțin, iar elevii sunt prea mulți, lecțiile încep cu jumătate de oră mai devreme și se termină la ora 17, iar recreațiile au fost scurtate. 5 minute este destul pentru noi ca să reușim să ne ducem la toaletă și avem o pauză de 15 minute în care reușim să ne ducem să luăm ceva de mâncare de la magazin. O problemă este că în această clădire nu există bloc sanitar, așa că elevii și profesorii sunt nevoiți acum pe timp de iarnă să folosească toaleta din curte. Și așa se duceau și înainte când nu era două schimburi. Adică pentru dânșii nu e o problemă. Fetițele poate, eu știu, este și casa de cultură, este un liceu, pe urmă este o frizerie alături, chiar lângă școală. Noi suntem, și eu cred că ei se folosesc și de aceste ocazii. Doar în blocul care acum se repară era liceu în încăpere. În rest, cu condițiile suntem așa, că spartacii. Directorul instituției spune că Banca Mondială a oferit pentru reconstrucția școlii 700.000 de dolari, iar toate aceste eforturi vor fi răsplătite când elevii și profesorii se vor întoarce în clădirea proaspăt renovată. Ăștia sunt bani pentru noi foarte mari și cred eu că reparația care, uite, astăzi se face, noi cu puterile noastre și doar a administrației locale, nu cred că de grabă am fi putut să facem aceste lucruri. Conform proiectului, renovarea liceului Andrei Vartic din orașul Ialoveni ar trebui să se încheie la sfârșitul anului. Totuși, conducerea școlii spune că muncitorii fac tot posibilul ca pe 1 septembrie elevii să revină în clădirea principală a instituției de învățământ. O echipă internațională de oameni de știință vrea să colecteze date legate de schimbările climatice. În acest scop, ei vor folosi un mini-submarin pentru a coborî în zona întunecată a Oceanului Indian. Imagini vedeți mai târziu în telejurnal. Shannon Doherty, una dintre protagonistele serialului de televiziune Beverly Hills, a anunțat că are cancer în stadiul 4. Cea care a întruchipat-o pe Brenda în popularul serial a aflat că are cancer mamar în 2015. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. I want to control the narrative. I want people to know
from me. How do you handle the fear? I don't know. I mean, I'm petrified. I'm pretty scared. My mom is, you know, a ridiculously strong, courageous human being. So is my husband, but I worry about him. La începutul anilor 90, adolescenții din Beverly Hills 90-210 cucereau o lume întreagă, un serial care vorbea despre problemele unei generații întregi. Shannon Doherty, alături de colegii ei din distribuție, deveneau peste noapte staruri incontestabile. Coșmarul lui Shannon a început acum 6 ani, când i s-a descoperit boala. Forța pentru a lupta cu această maladie a găsit-o în apropiați și fanii săi, cărora le-a povestit aproape pas cu pas calvarul prin care trecea. Today I'm doing very well. Today is a good day. As I post on my Instagram, the many faces of cancer, there are good days and there are bad days, and today is a good day. Actrița de 48 de ani a mărturisit că a aflat că boala a recidivat și că a evoluat în stadiul 4 înainte de a începe filmările la noua serie Beverly Hills 90-210. O echipă internațională de oameni de știință se pregătește pentru o misiune în așa numita zonă întunecată din Oceanul Indian. Vor coborî la 4.000 de metri adâncime ca să studieze flora și fauna. Cercetătorii cred că în urma acestei misiuni vor obține informații legate de schimbările climatice. Așa arată viața marină din Oceanul Indian la o adâncime de doar 120 de metri. O echipă de cercetători din Marea Britanie se pregătește să coboare la 4.000 de metri în cadrul unei expediții care va dura 35 de zile. Pe lângă observațiile legate de faună și floră, se va face și o cartografiere a fundului oceanului. What we do know is that beneath 1000 meters there's no light down there. But a lot of animals in those depths are bioluminescent. It's life that glows. It's home to the peak of biodiversity in the ocean. It's where we find these undersea mountains, these sea mounts, and there are tens of thousands of them across the world's ocean. Ca să pătrundă într-o asemenea lume misterioasă, cercetătorii vor călători la bordul celui mai modern submersibil numit Limiting Factor. În august anul trecut, batiscaful, care are forma unei valize, a dus la bun sfârșit expediția celor 5 adâncuri. A atins cele mai joase puncte ale celor 5 oceane planetare, inclusiv Groapa Marianelor, care are aproximativ 11.000 de metri adâncime. We definitely see examples of, you know, human beings. We see plastics, we see debris. You know, our plastic in particular is ubiquitous. It's ubiquitous on land, so we'd be silly to think that there wouldn't be plastic in the oceans. There are. Numai 2 persoane încapă în micuțul submarin care transmite non-stop date la suprafață. Este dotat cu un echipament ce asigură oxigenul necesar pe o perioadă de 96 de ore, adică 4 zile. Pe final să vedem cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Pentru mâine, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 17 lei și 42 de bani pentru un dolar american, cu 3 bani mai mult decât astăzi. Moneda europeană își păstrează cotația, astfel un euro va fi 19 lei și 17 bani. Leul românesc va valora 4 lei și 2 bani, cu 1 ban mai mult. Hrivna ucraineană rămâne la 70 de bani. Își păstrează cotația și rubla rusească, 27 de bani. Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!